Vă rog de suflet. Bun. Deci supun la vot dacă adăugăm la ordinea de zi și acest proiect de hotărâre. Ordinea de zi cu... Așa cum a fost prezentat. Nu ai drept să vorbești, domnule. Te rog foarte mult, bine s-o carate aici. Că mai fac și eu o figură de karate, de să nu fără... Dar dacă nu înțelegi decât de figurile astea de karate, o să aplic asta. Ridici mâna și eu îți spun nu dacă ai timp. Nu încercați să abuzați de calitatea de karate. O să cam abuzez 3 ani. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți înainte 3 ani. Da. Eu mă rog pentru sănătatea dumneavoastră, să știți. Bun, foarte bine faci. Cred, și o spun cu durere, că demonstrăm cetățenilor, alegătorilor din județul Iași, că facem o politică de prost gust. Vă rog să mă credeți. Eu nu țin la această funcție, știu cum am ajuns în această funcție, dar am crezut că în politică există o moralitate. Sunt dezamăgit de ce se întâmplă și sigur aștept votul dumneavoastră. Sacrificarea mea merită pentru Traian Băsescu și Traian Băsescu va fi președintele României. Vă mulțumesc foarte mult! Sigur, acum n-ați vrut să mă anunțați dinainte că ați schimbat opțiunea. Și asta, din partea mea, cred că va suna foarte urât, dar spun, asta înseamnă că lucrurile spuse de Danemarca. Trebuia să-mi spuneți. N-aveam nimic împotrivă să aveți o poziție. Dar să mă sunați la 11, la 12, spunem că mergem așa cum am vorbit, suntem solidari și nu știu ce, ca după aceea să mă trezesc cu altceva. Sigur, aveți dreptul la opțiune, sunteți un partid politic care luptă pentru existență și pentru succes. Eu n-am decât să vă urez să pățăți și ei și au pățăt și alții care au mers în tandem cu dumneavoastră. Sunt sigur că se explodează și cumătria asta între PNL și PSD va exploda cât de curând. Lucrurile se vor decanta după alegeri și sunt sigur că după alegeri cei de urmă vor fi cei din tâi. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnule. Da. M-a rugat și la icoana de la Mănăstirea Hadem, să știți. Vă rog că asta ți-a ajutat. Păi, probabil, da. Cu mâna mi-a luat Dumnezeu. Dar cred că ați depus și la blănuț. Nu, am dat o donație la biserică, e adevărat. Cereți-vă un pic. Doar, atât. Deci,